Bună seara, stimați telespectatori! Nu ascund faptul că facem această înregistrare în seara zilei de 21 decembrie, deci astăzi, 22 decembrie, când dumneavoastră ne vedeți, iată, am îmbinat, să spunem, am făcut o punte între cele două zile fundamentale ale Revoluției din 1989. Zile care au marcat evenimentele de la București, dar care au adus în același timp sacrificiu și victoria, pe de altă parte, în victoria Revoluției în Timișoara. Deci această punte între cele două orașe care, mă rog, marchează în mod decisiv Revoluția Română, cuprinde aceste date, 21 și 22. Cred că este, în destul de lunga mea activitate de presă, cred că este prima emisiune care o dedic Revoluției. Asta în condițiile în care de mulți ani nu mai cred în idealurile care ne-au animat atunci pe toți în 1989 sau pe majoritate. Deci fac această emisiune, să spunem așa, dintr-o postură neutră. Nu pot să spun că îmi pare rău, deși m-am declarat în nenumărate rânduri un admirator al realizărilor lui Nicolae Ceaușescu, al realizărilor acelei epoci. Pe de altă parte, însă, îmi dau seama și de, sau îmi aduc aminte și este de înțeles, este, poate fi cauționată dorința românilor de atunci de a face altceva. Credeam, după ce participasem împreună cu conducerea statului la construirea unei țări, credeam că deja avem aripi și ne mai trebuia doar așa o foarfecă cu care să tăiem lanțul sau legătura care ne ținea de pământ și noi românii, cei deștepți, mari constructori ai țării, putem să ne luăm zborul. Și că toată lumea așteaptă să vadă aceste păsări minunate care sunt românii. E bine, cât ne-am înșelat, am văzut destul de repede după aceea. Iar acum, mă rog, acum, hai să nu fiu eu subiectiv, hai să discut cu invitatul meu de astăzi, un revoluționar autentic, președintele unei asociații de revoluționari, o asociație civică de revoluționare, are un nume extrem de complicat, deci o să-l rog pe Doru Haraga, pe prietenul și invitatul meu din această seară, să spună el mai bine cum se numește asociația asta pe care tot timpul uit. Te rog, Doru. Deci, asociația am făcut-o destul de târziu, de-abia în 2010, ca rezultat al frământărilor acestea care există între revoluționari, a faptului că multe asociații s-au compromis, au fost compromise de către membrii lor și ca să nu avem niciun fel de legătură cu aceștia, am constituit Asociația de Acțiune Civică Internațională a Veteranilor Revoluției Române din decembrie 89. Ce v-am spus, că este ceva de neținut minte? Dar mă rog, are un acronim mai simpatic, ACI Verde, da? Da. Da. ACI Verde 89. ACI Verde 89. Și ACI Verde 89. Am zis, prin numele acestei asociații, am vrut să consacrăm termenul de veteran al Revoluției din decembrie. Și când am zis veteran, mă refer la persoanele care, într-adevăr, au participat la Revoluție în mod direct și au merite, cât și faptul că au fost recunoscute la momentul respectiv. Deci e vorba de persoanele care au fost, au primit calitatea prin decretele 110 din 91 și 226 din 92, fiind publicați în monitoarele 40-41 din 93. În principal, m-am axat, adică ne-am axat pe revoluționarii care ne-am cunoscut atunci în acele momente. La baricadă în 21, după aceea începând cu 22 decembrie în fostul sediu al CC, etajul 1 în mod special, ca acolo cabinetul lui Ceaușescu, apartamentul, biroul 2, deci
Suntem deschiși și pentru a colabora și cu alți asocii, cu alte alți revoluționari, da. Nu suntem închisați. Vrem să impunem acest termen, dar acest nume de veteran, de titlu de onoare de veteran al Revoluției. Păi și care ar fi diferența între participant, luptător, ea, până la urmă? Conform legii, avem câteva categorii de persoane și aici de participanți, de revoluționari, să le zicem la grămadă. Categorii care în timp s-au contopit și mai nou s-au și despărțit. S-au și despărțit. Da. Mai nou putem adică, referi la despărțire de pe vremea întâmplă? Lui Ponta, nu? Cele cu merite deosebite, cu... Nu. Deci legea prevedea participantul... Hai să nu intrăm în meandrele legii. Prima dată a fost categoria caritatea de participant, da. Persoană care era un titlu onorific fără niciun fel de drepturi. Răniții, reținuții, urmașii eroilor și în decretul 110 din 91 a fost introdusă caritatea de participant direct. Direct. Nu au fost atunci nominalizați luptătorii remarcați, au fost participanții direcți. S-a considerat că s-a făcut o nedreptate, fiindcă nu putea să existe o revoluție fără luptători. Să ai răniți, să ai reținuți, să ai morți, dar să nu ai luptători. Și atunci s-a revenit în anul următor și s-a creat această calitate de luptător remarcat prin fapte deosebite și s-au acordat drepturi la fel ca, mă rog, nu la fel, mai mici, dar s-au acordat ceva drepturi luptătorilor remarcați. Au apărut niște abuzuri prin 94, 95, 96, când s-a dat drumul din nou la lege. Și în perioada 96, celebra Comisie Balin 96-97, atunci a existat o adevărată hemoragie de luptători remarcați prin fapte deosebite, deși legea spune destul de clar că pentru a fi remarcat prin fapte deosebite trebuie să ai niște fapte produse. E, cu toate astea, din varii interese, poate chiar și oculte, s-a umflat, s-a balonat acest număr de revoluționari. Nu puteai să ai 16.000 de persoane care au luptat, au organizat, au condus. Păi și eu, alții pe care ei condus, unde sunt? Dacă ai 16.000 de... Depășeai, da, până la urmă numărul, da, adică de securitate. Da, erau toți conducători. Da. E, din cauza asta, legea 341 a început să facă un pic de ordine când a inițiat-o colegul Cutean. A mers destul de bine o perioadă de timp, după aceea a venit un secretar de stat care avea o asociație imensă. Acesta a produs niște abuzuri, să zicem așa. Din cauza asta și suferit rigorile legii și a fost neapărată nevoie pentru a se face această separare de crearea unei noi calități, aceea de determinant, care are impus acea oră de 12:10 data de 22 decembrie. O oră odată e forțată, dar care nu aveai cum să faci o departajare a lor. E deci foarte cine a, greu. Cine a participat până pe 22 la ora 12:10? Când s-a ridicat, da, persoanele care, da, au participat direct până, da, la ora, da, care a plecat elicopterul de pe, da, clădirea, da, Comitetului, da, Central. Da. E, sigur că e greu de spus, plus că în provincie au fost și alte ore, chiar au fost orașe în care s-au dat niște da, lupte și unii chiar au avut curaj și după aceea nu se poate spune, da, că... În fine, totuși această categorie de revoluționari în conștiința publică imediat a fost foarte repede pus așa într-o lumină proastă. N-aș putea să spun că a fost un act premeditat sau nu, dar există o certitudine. Persoanele implicate la momentul respectiv în Revoluție, cetățenii care au participat atunci, da, eu zic Revoluție, alții zic lovitură de stat, noi ca civili am fost la Revoluție. Cei discutăm care au participat, și despre chestia asta, aia da, e cu totul, da, altceva.
Deci, cei care au participat la Revoluție proveneau din foarte multe categorii sociale. Unii chiar din underground. De ce să zicem, au fost și persoane de etnie romă acolo, au fost și delicvenți de drept comun, fiindcă asta este situația, au fost la Revoluție. Au fost și intelectuali, au fost și muncitori, marea majoritate de fapt erau muncitori, au fost și tineri, și părinții responsabili care și-au luat copiii în brațe și au ieșit cu ei la Revoluție, și aici e un lucru care eu nu am fost niciodată de acord cu el, să-ți iei copilul și să ieși cu copilul la Revoluție. Aduce cumva ca un act de terorism, dacă ne uităm pe undeva prin țările arabe, că ies copiii cu, și scot în fac scuturi umane din copii. Poate e o strategie, poate nu știu, nu cred că s-au gândit la chestia asta, lucrurile astea. Deci revenind la calitatea indivizilor care au fost scoși în fața atunci, este adevărat că erau, să zicem, de o factură nu tocmai bună. Bun, Dincă Dumitru, dar care avea merite de, într-adevăr recunoscute la baricada, a fost acolo, s-a implicat. Dan Iosif, Dumnezeu să-l ierte, care și el cu vocea lui, dacă vă aduceți aminte, a mobilizat oamenii. Chiar vreau să spun două, trei cuvinte de Dan Iosif, cu care am fost prieten încă din anii, de la începutul anilor 80. Deci, na, ce să mai, dar mă rog. Deci au fost persoane care, deși pe de o parte zice, ăla a făcut comerț cu pește, ăla nu știu ce, ăla a fost, domne, meritul lui în Revoluție există și este incontestabil. Oamenii între timp s-au mai maturizat, au trecut prin niște experiențe mai plăcute, mai neplăcute, au căpătat o anumită înțelepciune. Uite, ce s-a întipărit iarăși în mintea multor oameni, nu spun a poporului, că nu pot să mă pronunț în sensul ăsta, este că au pretenții prea mari acești revoluționari, că revendică, că cer prea mult, că vor, până la urmă, ce au făcut de fapt, chestiuni de genul ăsta. Da, aici ca au revoluționarii pretenții, există voci, foarte multe voci care zic, domne, eu am drepturi, dar le-a analizat cineva vreodată dosarul adevărat, ca lumea, cu seriozitate? Nu spun asta. După spun deci nu, de ce zice populația? Nu, de ce zic oamenii despre revoluționari? Nu... Oamenii percep revoluționarii ca, și au fost prezentați în permanență și încă și acum sunt prezentați ca niște îmbuibați, ca niște persoane care au profitat de pe urma la, la evenimentul pe care l-au trăit atunci. Nimeni nu zice, domne, cum ai trăit tu acel eveniment? Prin ce momente ai trecut tu atunci? Cât ai suferit? Dacă ai suferit sau nu ai suferit, chiar dacă ai ieșit valid, totuși, din punct de vedere psihic, vă spun că marea majoritate a revoluționarilor sunt șocați psihic și acum. E un mod normal, zice, toți revoluționarii, toate persoanele care au participat la evenimentele Revoluției, sunt victime ale Revoluției. Fiindcă, sub o formă sau alta, evenimentul i-a marcat pe toți în parte. Clar. Unii mai sensibili au capătat între timp, fie s-au îmbolnăvit, au decedat, fie au dat în alcoolism, fie au dat în boli psihice și e de înțeles. Mai ales și sub influența factorilor de stres. Și aici apare, din păcate, imaginea care a fost creată revoluționarilor. Faptul că revoluționarii zic, domne, are drepturi, legea i-a dat, are indemnizație, are teren, are casă, are. Teoretic au, practic cel puțin practic, de teren, dintre aceste drepturi nemaipomenite pe care le au revoluționarii, li s-au acordat spațiile, li s-au dat cele mai rele spații, cele dărâmate în care trebuiau să bage bani mulți, să investească. Dacă li s-au dat credite de la bănci, li s-au dat credite cu dobânzi foarte mari, dacă ne aducem aminte.
La case, am trecut și eu prin experiența asta, am cerut și o casă în baza legii 42 și mi s-a spus, culmea, că erau și revoluționari la primărie. Cer la primăria capitalei, m-am dus la primăria capitalei, cer la du-te la primăria de sector și am fost pasat de la între primării și până la urmă soția a zis, bă, nu am nevoie, ne băgăm pielea la saramură la bancă și a cumpărat casă, că da, trebuia să locuim într-o casă. Cu terenurile care se zice tot așa că se dau revoluționarii, au hectare, au nu știu ce, a fost un caz când la un revoluționar i-a dat, să zic, exagerez acum, dar nu prea mult, o fâșie de un metru pe lungime de un kilometru. I-a dat hectarul. Deci fâșii, trebuie, legea zice, nu se ți se dea un hectar. Da, și îți dă hectarul, da, îți dă fie 1000 de metri, fie, sau nu îți dă. Există un caz în care s-a dat hotărârea, primăria a dat hotărârea 94 să fie pus în posesie persoana. În 2005 s-a eliberat adeverința de punere în posesie și procesul verbal, iar administrația publică locală refuză și în momentul de față să elibereze titlul de proprietate. Deci ei nu își pun în aplicare hotărârile lor. Bine, eu nici nu știu în momentul ăsta, câți revoluționari care au dreptul la teren, la indemnizații, la toate astea, câți sunt? Grosomodo, așa sigur. Ultima evidență pe care am scos-o de pe site-ul Casei de Pensii, Casei Naționale de Pensii, spunea că sunt în evidență, în plată, un număr de 13.000 de persoane. Dar în acest număr de 13.000 de persoane sunt urmașii de eroi martiri, sunt răniții, sunt reținuții, sunt cei cu rol determinant promovați acum pe ordonanța 95 și sunt cu acel 06 prinși în plată, revoluționari care au ieșit la pensie și conform legii, când ești la pensie, mai dă un 06 în plus. Bine, cifra pare destul de mare, adică 13.000 de oameni. Aparent ar fi mare, dar păcat că nu... N-am venit pregătit pentru astfel de discuție, dar pe foștii deținuți politici am înțeles că sunt vreo 100 și ceva sau vreo 70 de mii, nu, în jur de vreo 70 de mii. Veteranii de război sunt tot așa vreo 100 și ceva de mii după câți mulți, ani de la război atâția veterani? Da, cam mulți, după mine, da. Da. Ar fi. Deci există niște ciudățenii. Da. Acum, să zicem că sunt 13.000 de revoluționari, ar fi mulți sau că ar fi puțini, nu pot să spun. E vorba de meritul pe care îl are real, în mod real, persoana respectivă. Revin acum, vorbeam despre răniți, despre reținuți. Odată ce s-au acceptat, uite, nu știu câte orașe sunt considerate orașe în care au avut loc revoluții, nu vorbesc de orașe martiri. Da, orașe în care au avut loc, sunt multe. Sunt foarte multe, deci bănuiesc că erau 11 parcă orașe martiri la un moment dat. Orașe martiri. Orașele martiri, dar acum a apărut calitatea de oraș cu rol determinant. Cu rol determinant, da. Aici, în afară de cele care au fost prinse în textul actului normativ, au mai apărut, fiindcă conform prevederilor legii întocmeai documentația și o duceai la instituție, instituția constata, acorda calitatea, nu te duceai la instanță și instanță. Dacă instanțele au acordat calitatea de oraș cu rol determinant unor orașe mai ușor, asta este o altă problemă. Nu putem să ne substituim instanțelor, să zicem noi. Cert este că... Spune și mie așa, trecând la chestiuni de ordin personal. Pe tine ce te-a făcut, ce te-a determinat să participi, să te duci atunci în 21? Care era situația ta? Pe scurt. Situația mea, deci eram electromecanic, lucram în cadrul Direcției Telecomunicații a Municipiului București, aveam birou, atelierul în Palatul Telefoanelor.
eram realizat. Aveam o familie, doi copii, aveam un apartament proprietate cumpărat. Deci aveai cât? 34 aveam de ani? Aveam în afară de activitatea 33, profesională. 33 de ani aveam atunci. Aveam în afară de activitatea de profesională, eram și ghid BTT, ghid montan în cadrul agenției BTT București. Mai completam salariul cu indemnizația care îmi venea de la când ieșeam cu grupurile. Ne distram civilizat, îmi scoteam familia la munte. Deci nu eram o familie care să ducem lipsuri. Părinții erau tot muncitori, dar nu aduceam lipsă de nimic în familie. Aveam tot ce ne trebuia. Și ieșirea în stradă în 21 decembrie, deci când au avut loc evenimentele de la Timișoara, tocmai eram plecat pe munte, în Piatra Mare, cu un grup de turiști. Am venit în București, am predat actele luni. N-am știut ce se întâmplă. La serviciu, după aceea, a început o atmosferă de asta mai tensionată. Au apărut niște tovarăși care s-au interesat, dar fără a ne deranja cu absolut nimic activitatea. Și băieții au venit, nu ne-au deranjat cu absolut nimic. Ulterior am aflat, fiind direcția de telecomunicații, fiind serviciul în care lucram, serviciul de ECM, de echipament comunicații la mare distanță, marea majoritate a informat, toate circuitele treceau pe la noi. Eu lucram pe electroalimentare, nu pe frecvență. Centralele telefonice de cartier, partea de electroalimentare. Plimbându-ne prin București, automat și în cadrul instituției, s-a aflat imediat despre evenimentele de la Timișoara. N-am comentat foarte mult, fiindcă nu comentam. De ce să zic, domne, comentam sau mă uitam pe Europa Liberă sau nu. Nu am avut ce să comentăm. Ne-am văzut de treabă, a apărut data de 21. N-am știut despre... am văzut comentariile care s-au făcut vis-a-vis de evenimentele de la Timișoara legate de evacuarea lui Tocheș. Da. Cinstit, nu mă interesa. Mă interesa, nu era un subiect care să mă intereseze. Eram cu muntele, cu familia, cu copiii, cu altele. Și după aceea a căpătat amploare și în cadrul instituției la noi a început să se discute despre evenimente. A apărut comunicatul lui Ceaușescu din 20. Pe 21 m-am dus la servici, colegii erau impacientați, mă rog, era o animozitate, fusese, eu nu eram membru de partid, eram încă utecist și datorită faptului că activam ca ghid BTT, mă fuseseră responsabil cu resportul, sport, turism. Aduceam excursii, activitate. Dimineața de 21, ducându-mă la servici, agitație, comentarii, ne-au chemat de noapte, cei care erau membrii de partid, au fost chemați de noapte, de cu noapte, mobilizați să se prezinte la meeting. S-au dus la meeting, am rămas să beau cafeaua și urma să plec pe teren. Între timp au venit cei de la meeting, s-a apărut evenimentul cu spargerea meetingului, au venit oamenii și gata, plecați pe teren, nu mai stați. Și am plecat pe teren, plecarea pe teren din Palatul Telefoanelor la universitate și ne-am oprit la universitate, doi, trei colegi am fost acolo. Ne-am oprit la universitate, am căscat gura, am văzut, dom'le, ce se întâmplă. Am văzut că oamenii au început să se adune. Eram îmbrăcat la costum. Vezi lui Adi, colegul care stătea cu locuia cu mine în zonă, hai mergem acasă, ne schimbăm și ne întoarcem la universitate. Hai, mergem. Am venit acasă, ne-am schimbat, deci am lăsat serviciul, nu ne-am mai dus nicăieri.
Ne-am schimbat, l-am sunat pe, mi-a sunat colegul, hai să mergem, nu mă mai lasă nevastă mea, că e... M-am coborât la un vecin care să dea locuia, eram prieten de familie. Mihai, mergi la universitate, hai să mergem la universitate. Și am venit la, așa am venit la universitate în jurul orei 5, deci am venit numai până la Unirii, am venit cu metrou. De la Unirii am mers pe jos către universitate, am ajuns la universitate, mergând pe partea lui Colțea și o fetiță fusese la colț, la spitalul Colțea, de-abia fusese călcată de o mașină, de ceva la modul ăsta, mi s-a spus, era balta de sânge neînchegată și cu o poză de buletin a fetei în balta de sânge pusă. Și am stat în zonă, ne-am plimbat prin zonă, am asistat când s-a făcut baricada din... de pe bulevard, de la statui, două mașini care au intrat, au blocat intrarea în curtea de la universitate. Prima poartă de aici, când te duci, te intri pe bulevard, prima poartă de la, de la universitate, intrat în curtea interioară. După aceea, pe platou la Teatrul Național, dincolo la Dunărea în față, ne-am plimbat. N-am participat la baricade să țip, să urlu. De ce să... A fost curiozitate, nu pot să spun ce a fost, că nu... Indignat, nu pot să zic că am fost indignat. Sufeream de căldură, de lumină, de televizor, dar mă durea, nu mă interesa foarte mult lucrurile astea, că nu țineam. Eram tineri și nu ne cramponam de lucrurile astea. Deci cam asta a fost 21. Am stat în piață până când s-a spart baricada. În momentul în care s-a spart baricada, am plecat cu Mihai, nu știu cum am ajuns, am sărit așa, pași gigantici, am intrat în stația de metrou, am prins ultimul metrou, deja erau gaze de luptă, miroseau în stația de metrou, mirosea gaze. Am forțat ultimul metrou, mă rog, cum ne-am băgat, cred că era în jur de 12 și jumătate. Și ne-am dus acasă. A doua zi dimineața, lucrând în Palatul Telefoanelor, am venit către Palatul Telefoanelor și automat balta băltea, piața era inundată, pasajul era apă baltă în el, piața era baltă. Când am ieșit din stația de metro la universitate, în față, pereții universității, două cordoane de cadre mei, unii cu scutul, automatul la piept, cu fața către noi, la o oarecare distanță de perete, iar el, alții cu găletușe, cu vopsea verde-gri, vopseau înscrisurile de peste noapte. De... M-am dus la servici. Mi-am făcut cafeaua de dimineață, am să începem, au fost comentariile vis-a-vis de s-a tras azi noapte, nu știam încă ce se întâmplă, am văzut că au căzut ceva, dar foarte puțin am văzut, n-am văzut, că nu am stat să mă uit special să văd cine a căzut, de ce a căzut, cum a căzut, da. Cert este că s-a tras. Sigur. La universitate s-a tras. Și erau trasoarele care s-a tras vedeau... ca la nuntă. Păi treceau după taburi cu mitraliere de 14 mm în cornișele de la, în peretele de la Intercontinental, că dacă dai tabla aia care e pusă acum pe perete, în mod sigur sunt gloanțele înfipte și acum în pereți acolo. Da, după aceea dimineața, fiind Palatul Telefoanelor, a apărut comunicatul, mă rog, eram cu monitoarele pornite și curioși să știm ce se mai întâmplă. A apărut comunicatul. E, în momentul în care s-a dat comunicatul că trădătorul Milea s-a sinucis, nu știu ce s-a întâmplat cu mine atunci, că eu plec, mă duc jos. Toți, păi stai, bai nebunit, Harry, stai aici, rămâi, nu e bine să pleci.
Nu, domne, am plecat. Am plecat din birou, am coborât, ajungând în față, în calea Victoriei, în fața scutierilor, deja ei se deplasaseră, făcuseră cordonul, s-au rărit, au deschis regala. Nu, au deschis regala și era regala, închisă, da, numai calea Victoriei. Între timp, cei care se retrăseseră din dispozitiv se urcaseră în transportoare și începuseră deja să curgă transportoarele și să o ia pe regală la vale către sala palatului, să iasă, probabil că undeva spre drumul Taberei sau cine știe. În momentul ăla am făcut dreapta, am intrat pe regală, stânga pe Academie, alea Ministerului, în față la CC. Probabil că era în jur de 10 jumate maxim. Nu pot să spun că n-avea timpul, era foarte scurt. Încă nu erau civilii în fața CC-ului, ca 10-15 persoane erau acolo. În rest era piața goală. Nu era picior de militar, nu era revoluționar, nu se scanda nimic. Stăteam și mă uitam și eu. Au mai apărut vreo doi colegi de-ai mei de la servici, care tot așa și ei au plecat din birou. Și la un moment dat, unul dintre civilii care era acolo ne-a chemat. O să vină manifestanți, revoluționari, nu știu, nu țin minte termenul pe care l-a folosit, dar cert este, a zis următorul lucru. Să facem un lanț uman, să închidem careul la CC-ul în față. Vor veni și să nu intre toți în clădire să devasteze, să își facă... Îți aduceam de cine era personajul ăsta? Nu mi-aduc aminte. Uh-huh. A fost o chestie de... Să își facă o delegație de maxim 10 persoane cărora să le dăm accesul în clădire. Să îi solicite lui Ceaușescu să își dea demisia și dacă refuză să își dea demisia, să îl aresteze în numele poporului. Uh-huh. Și ne-am întins să închidem careul acolo. Erau puține persoane, că nu ajungeam să ne atingem la mâini. Au venit prin Onești, au intrat marea majoritate în față la direcția 5, mi se pare că a vorbit Dan Iosif, Petre Roma, să nu știu cine a mai vorbit acolo. Și după aceea au venit cu autostația către... Înainte să vină cu autostația a venit lumea. În momentul în care a venit, în prima fază au venit și a început să se strângă mulțime acolo, Ceaușescu a ieșit pe balcon. În momentul în care a ieșit Ceaușescu pe balcon, lumea a împins și a intrat în interiorul careului, dar nu în clădire. Și, mă rog, l-au tras pe Ceaușescu înapoi, a plecat. A fost o perioadă de acalmie în care nu știam ce să facem. Stăteam, ne uitam unii la alții. La un moment dat a apărut suspensie de hârtie calcinată în atmosferă și cineva a zis să intrăm, că ăștia ard documente. Atunci încă s-a mai stat un pic. N-au intrat nimeni. O persoană, țin minte, pe partea dreaptă a intrat pe unul dintre geamurile de la parter, o persoană destul de în vârstă, peste 50 de ani, avea părul grizonat, îmbrăcat într-un costum gri. A intrat înăuntru, pe geam, a spart geamul și a intrat. După aia a revenit cu un ciocan în mână, intrați că ăștia fug. Atunci s-au spart geamurile la parte și am intrat la parter, partea dreaptă a intrării principale în corpul A, pe unul dintre al doilea sau al treilea geam. Dădea într-o sală de ședințe, într-o sală de consiliu. Am intrat acolo, erau ceva arme abandonate. Între timp, cineva de afară a strigat: tovarășu, tovarășu, a ieșit un copil cu o cutie de cartușe, de pistol, de pistolet. Vedeți că ăștia să nu iasă cu arme afară. Și atunci, nu eu în mod special, marea majoritate de celor care am intrat acolo, hai să strângem, să se strângă armele, să nu iasă, să nu...
Între timp am rămas pe geam, gata, nu mai intrați pe geam, că se deschide ușa. Și am fost să se deschide ușa. N-am participat la deschiderea ușii, dar am fost acolo când s-a deschis ușa. S-a scos teul acela din țeavă de schelă și s-a deblocat ușa de la intrare. A început, a intrat în clădire, a dat buzna în clădire. M-am întors la fereastră, am închis cu o masă, am obturat fereastra ca să nu se mai poate intra prin fereastră și în momentul ăla m-am uitat în balcon și în balcon era un coleg de la agenția BTT care fusesem cu el exact în Piatra Mare duminica dinaintea Revoluției, vineri, sâmbătă, duminică, înaintea evenimentelor. Și Cătăline, haide, vino sus. Vin sus pe scări, nu avem. Am luat scările în talpă, scările centrale. Scările centrale, deci urci, e un popas și după aceea urci către etajul 1. Dreptul popasului, o ușă. Mai târziu am aflat că ușa respectivă dădea în culoarul care unea sala Omnia cu clădirea CC-ului. Partea aceea, da. Și ușa asta era păzită de cineva și zicea, dom'le, nu intrați aici, că aici e ședință, guvernul... Deci, atenție, la momentul intrării noastre era un guvern verdeț. Care... Nu. În sala Omnia a existat, se pare, o adunare în care s-ar fi constituit un guvern. Un coleg de-al nostru a zis, care a zis că ar fi participat acolo, a zis, dom'le, acolo a fost chiar domnul Iulian Vlad, ar fi fost propus atunci să facă parte din guvern. Dar despre guvernul ăla nu s-a prea vorbit deloc. Am urcat, am intrat în apartament, nu în apartament, în birourile de la etajul 1, am intrat în balcon, am găsit balconul, dar înainte de a intra în balcon era o antecameră și în stânga intrarea în biroul lui Ceaușescu, după aceea am aflat că era biroul lui Ceaușescu. Și chiar pe birou, cu fundul pe birou, stătea un alt coleg de-al meu de serviciu. Și ăsta băiat de munte, care a fost împușcat, o să povestesc după aceea, a fost împușcat în umăr și a stat... Pițigoi, Costinel îl cheamă pe respectivul. Ce-i cu tine? Păi eu am intrat primul aici, uite, sertarul ăsta am băgat ceasul atomic al lui Ceaușescu cu setul de birou, cu toate alea. Bine, e băgat. Bun, bag. Hai să-l împingi și am împins birou cu ușile în biblioteca din spate ca să nu se urci. Stai aici și nu vorbi cu nimeni, să vedem după aceea ce se întâmplă. S-a ieșit în balcon, s-a țipat, s-a... Între timp, din fața a fost adus autostația aceea bej cu difuzoarele, cu catarge. Pe autostația aia, un coleg de agenție de la BTT, unul dintre primele promoții de ghizi, noi în cadrul BTT-ului avea porecla Șalache, îi ziceam, Mihai Niculescu era tehnician electronist la Teatrul Național la momentul Revoluției și cu noi era chiar pe mașina asta, venit cu mașina. L-am strigat din balcon, stai așa ca să-ți dau cablele ca să... Și Mihai mi-a dat cablele de la... care au fost conectate ulterior microfoanele și s-a vorbit la microfoanele respective din balcon. Cam asta și atunci a fost și celebrul discurs al lui Petre și toate astea. Nu, astea au apărut mai târziu, au venit mult mai târziu. În perioada aia, deci, atenție, deci a fost primul guvern acela despre care ziceam că a fost în sala Omnia. După aceea a venit guvernul Verdes, care s-a băgat Verdes să ne organizeze el și să facem guvern. Dincă mi se pare că luase Ministerul de Interne. Dincă era în guvernul Verdes când mai știu. Da, a fost băgat. Dincă Dumitru, nu, Dincă Gogoșaru. Gogoșaru, da. Era
Alexa Visarion a fost atunci, eu pe mine mă telecomunicații, lucrez la telefoane, dar eram electromecanic, nu eram inginer. Și mă bag eu, sunat în banca mea, m-am așezat lângă telefon, fiindcă am zis, domnule, eu am făcut armata la transmisiuni, eu nu știu să trag cu pușca, eu, telefonul, știu că e un lucru care e foarte important în de genul ăsta. Perindat, țipete, urlete, s-au așezat oamenii până la urmă, a apărut discuția cu trasul la Sibiu. Și atunci am făcut legătura telefonică, cu Sibiu. Și am dat și a vorbit și domnul general Vlad, și Dan Voinea, și Pârcălăbăscu. Toți trei au vorbit cu Sibiu. Cu celebrul, nu mai trageți cu Dragomir. Celebrul colonel Dragomir, da. Da, cu celebrul Dragomir. Da, 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 da. Deci cam asta a fost, să zicem, pe scurt, da, epopeea primelor momente. Da, da. Uite, până la urmă, revoluția în momentul de față eu nu cred că mai reprezintă pentru marea majoritate a populației, cel puțin cei cu care vorbesc eu, nu reprezintă vreun eveniment remarcabil în viața României de astăzi. E un paradox. E un paradox, da. Fiindcă... Da, vreau să te întreb, bun, spune-mi și chestia asta, pe de altă parte, un eveniment remarcabil este caracterizat prin prezența, prin recunoașterea unor personalități remarcabile. Noi avem revoluționari despre care să spunem, uite, domnule, ăsta este un revoluționar. Adică să, mă rog, să-l odihnească Dumnezeu, cred că în afară de Ioșca, de Dan Iosif, nu cred că poate să spună cineva, domnule, ăsta a fost revoluționar. Adică, bun, de dincă știe lumea că a fost un personaj bătăios, așa, dar mai curând îl regăsește pe la Piața Universității, le găsește în alte părți decât la Revoluție. Da. Pe Nica Leon îl consideră mai curând așa, un politician puțin nebun, deși el este cel care, de la care a plecat totul atunci, la mitingul din 20. Dar nu s-a... nu mai spune lumea că este un... Da, din 21, pardon. E... Nu mai spune lumea că este un revoluționar autentic. Da, datorită a ceea ce s-a întâmplat ulterior Revoluției, lumea a început să vadă revoluționarii ca pe niște atentatori la bunăstare, la bunăstarea generală. Da, din cei care am vrut atunci să fim, domne, mi-aduc aminte, ziceam, demnitate, libertate, dreptate, când s-a plecat în marșul Libertatea, astea au fost cuvintele care am zis, domne, astea să fie, le duceți și să se vorbească despre noua Românie ca fiind ceva frumos. Revoluționarii, cu sau fără merite, nu mai vorbim despre ei, ceea ce au făcut politicienii noștri ulterior, au făcut ca, chiar dacă la început, să zicem, domnul Iliescu, care a fost primul președinte post-decembrist al României și era văzut excelent, avea o imagine foarte pozitivă la momentul respectiv, ulterior să ajungă, din păcate, o persoană care se consideră revoluționar, deși n-am văzut-o, și e președinte la o asociație, îl acuză pe domnul Iliescu de trădare și, mă rog, atentat, păi, lovitură de stat și... Uite-te că procurorul Marian Lazar, pe care l-am văzut acum 2 zile, spune cam lucrul ăsta. Mai mult, ceea ce mă frapează pe mine este acolo o formulare foarte interesantă, și anume că niciodată în România n-a fost vid de putere. E, ori asta nu se referă doar numai la oameni, asta se referă inclusiv la lege. Păi dacă n-a fost vid legislativ, care este inclus în vidul de putere, înseamnă că judecarea lui Ceaușescu și tot ce s-a întâmplat a fost făcută greșit. Pentru că Ceaușescu n-a fost, cum spunea, numai Marea Adunare Națională mă poate judeca. El avea dreptate, el înseamnă, dreptate, conform da. Și ceea ce spune și ceea ce spune procurorul Marian Lazar. Mie, sincer, nu știu, nu mi-a displăcut prezentarea lui Marian Lazar. Mă surprinde un pic momentul, adică au trecut 28 de ani
reinterpretăm, e ca și cum am reinterpretat, nu știu, deciziile de acum 100 de ani, deciziile de acum nu știu cât timp. Nu, nu, e ceva nefiresc. Dar el, ca procuror, poate și-a făcut bine datoria. Nu? E păcat că observ marea majoritate a discuțiilor legate de revoluționari și mai ales contestațiile vis-a-vis de revoluție și revoluționari se încep să fie formulate cu puțin timp înaintea perioadelor de comemorare când... Exact. Acum nu te supăra. Asta, cum îți spuneam, din 90 a început. Da, da. În 90, hai să zicem, mai apăreau revoluționari, dar după 90 nu mai apăreau decât atunci în perioada revoluției, invitați în general, că era numai TVR-ul pe vremea aia, n-a apărut să încă restul, invitați de tatulici care provocau un scandal monstru și cu asta basta. Asta era comemora Revoluției. Un mare scandal în vreo 2-3 emisiuni. Era o emisiune de imagine pentru altceva, poate. De imagine contra Revoluției. Acum, dacă luăm și derulăm filmul de la evenimentele din Revoluții, evenimentele Revoluției din decembrie 89 și venim în ianuarie 90, vedem că apare fenomenul Piața Universității. Da. Un fenomen foarte ciudat din punctul meu de vedere. Corect. În care au fost implicate puternic elemente politice. Da. De diverse culori. De acord. Posibil și servicii. Foarte n-avem posibil, de unde da. Să știm că... Dar firesc este ca să fi știut și ele. Da. Evenimentele din decembrie 89, ianuarie, februarie, mitingurile partidelor, deci manifestările partidelor istorice care aveau pretenții la guvernare. E o întreagă debatură acolo. Pretenții legitime în condițiile noi democrații. Neapărat, pentru că fusese o revoluție, nu o restaurație. Deci nu știu... Aici revoluția a făcut-o cetățenii României, exact. Da? Bun. Între cetățenii României au fost și foștii membrii de partid. Dom'le, de acord. Da? Au fost 4 milioane, am înțeles, vreo 4 milioane de membri de partid. Bineînțeles. Da? În condițiile astea, se spun, și ne aducem aminte că imediat în perioada aceea, încă se vorbea cu tovarășe. Da, 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 da. Da? Păi asta e chestia cu revoluția anticomunistă. Cum ajunge revoluția să fie anticomunistă în condițiile în care la revoluție au participat membrii PCR? Absolut. Eu n-am fost membru de PCR, am fost utecis. Am mai spus din ce motive m-au ținut în UTC. Da, dar mai mult, Doru, tu gândește-te că atunci, chiar și la Timișoara s-a strigat Gorbaciov perestroica. Da, aici... Nu s-a strigat Washington DC sau... În ianuarie 90, deci pe 14 sau pe 15 ianuarie, am plecat din clădirea CC-ului. Eram cooptat în cadrul CFSN-ului, ulterior CPUN. CPUN-ului, da. Și am activat... Tu ești șef la... am fost șeful Comisiei de Cercetare a Abuzurilor la nivelul municipiului București, nu, CFSN-CPUN. Dar și acum ești în clubul CPUN, nu? Sunt secretarul clubului CPUN. Un ONG făcut de foștii membri ai CPUN-ului. În calitatea aceea de când am mers la primărie și am fost în prima fază șeful comisiei organizatorice la primăria municipiului București a CFSN-ul, că era CFSN-ul. Eram, să zic așa, omologul lui Paul Gerba la nivelul municipiului București. Da, mă aduc aminte de Paul Gerba. Și am constatat că nu puteam să fac prea multe și am văzut că se produceau încă abuzuri. Și am zis, domnule, hai să fac comisia de cercetare a abuzurilor și rezolvarea petițiilor, dar nu ale abuzurilor vechiului regim, ci ale celor nou instalați. Fiindcă până la urmă erau tot cei vechi rămăseseră. Și aici este paradoxul Revoluției Române, fiindcă Revoluția au făcut-o tinerii și văznicii, au fost la o amestecătură acolo, da. Dar până la urmă beneficiarii reali ai Revoluției
Au fost tot cei vechi, care erau în aparatele administrative, fiindcă nu s-a schimbat aparatul administrativ la nivelul local, a rămas acela în mare, a fost schimbat primarul, au dispărut secretarul de partid. Bine, acum, sau voie, cine era. Ori au fost buni profesioniști, sau mă rog, deci nu comentez motivele pentru care au fost aleși de oameni, cum a fost cazul, nu știu, celui de la Brăila sau altul. Nu discut motivele pentru care au rămas, dar ne aducem aminte că PCR-ul a avut o istorie legată de ilegalitate și o luptă în ilegalitate, o experiență de luptă în ilegalitate. Da. Și în condițiile astea se pare că a existat și un plan de luptă în teritoriul vremelnic ocupat. Și n-ar fi exclus ca faptul că s-a desfințat pe Partidul Comunist și a trecut, să zic așa, de la sine voie, în ilegalitate, dar el, de fapt, a rămas la conducere în structurile celorlalte. Nu prea s-a desfințat. Da. Și pe de altă parte, uite, dacă e să ne luăm după ce spune, cum spunea Marian Lazar, nu prea cred că era vreo lege care să permită desfințarea PCR-ului. Atunci au apărut ei, s-au autodesfințat. Au ridicat carnete și au dat foc la carnete. Asta este altceva. Parcă știu că s-ar fi desfințat la un moment dat, ar fi fost desfințat. Nu prea e legal. Cert este că în momentul de față există un partid comunist, 2 sau 3, nu știu cum. Da, bine. Cert este că Mileriu, în momentul de față, judecătorile, în mod abuziv, baza interpretării unei legi, aia abuzivă, a Siguranței Naționale, nu permit înregistrarea partidelor care se numească Partid Comunist, Partidul Fidei, mi-aduc aminte de Ion Rațiu. Ce democrație este dacă nu permiți asta spunea însuși marele Ion Rațiu, nu? De, și un țărănist autentic. Bun, Doru, totuși, în final, dacă ar fi să remarcăm așa, nu știu, să spunem, ăștia sunt eroii Revoluției noastre. Poți să-mi dai și mie o figură, două, în afară de Ioșca, de care am zis că... Figuri marcante Revoluția nu are. Putem să zicem... Este ca o istorie a literaturii fără scriitori. Să zicem Iliescu, să zicem Petre Roman, să zicem... Asta zice, ne referim toți la cei să care... Să știi că iară fac referire la Marian Lazar, îmi vine, nu știu, automat. Putem poate să zicem Cazimir Ionescu, putem să zicem... Claudiu Iordache, la Timișoara. Am rezerve vis-a-vis de Timișoara? Claudiu Iordache. Din ce cauză am rezerve? Fiindcă există problemele niște voastre. Puncte de vedere ale mele pe care mi le asum și ale altora care zic că... Codrin Ștefănescu, Dorin Lazar Maior... Claudiu Iordache, din punctul meu de vedere, este un oportunist. Eu nu pot să-l consider așa și nu. A apărut pe 20... Nu mai avem timp acum. El a apărut la Timișoara, acolo... A fost în balcon. A fost Fortuna acolo, a fost Lorin Savu. Fortuna a fost Savu, Ioan Savu, care... Era președintele acelei grupări, Lorin. El era secretar general, dacă nu mă înșel, Claudiu Iordache. Secretar era secretar, Savu era președinte, Lorin a venit după el. S-au schimbat după aceea, s-au făcut mai multe asociații. Cert este că formul de Frontul Democrat Român de la Timișoara, la un moment dat a fost înghițit de PD-ul. Prin Petrișor Morar, din păcate, Petrișor l-a dat PD-ului și iată că o mișcare care ar fi trebuit să fie politică a revoluționarilor a dispărut. A mai fost în București Partidul Revoluției, care tot așa a fost mâncat. Doru, deci asta, cum îți spuneam, din păcate, uite, poate că ar fi cazul ca niște istorici să... ei să impună, să nu știu, să facă o analiză, să ajungă la o concluzie, domnule, totuși reprezentativ sunt ăsta, că totuși pe baza unor figuri se construiește o etapă a istoriei. Nu poți să spui Revoluția de la 48 fără Bălcescu, fără Avram Iancu, fără Rosetti, fără Brătieni și așa mai departe. Nu, aici noi vrem o revoluție, dar ăla nu. Nu prea e... Dar poate, cine știe... În anii viitori se va rezolva. Eu îți doresc acum, pentru că știu că voi sărbătoriți pe 22 decembrie mai mulți revoluționari. Comemorăm. În fine, după ce comemorați, sărbătoriți. Eu la ea mă refer. Să aveți o sărbătoare plăcută, să vă amintiți de cei care au murit atunci la Revoluție, colegii și prietenii voștri și ai mei, în același timp, cei care între timp au dispărut, am vorbit de Dan Iosif, am vorbit de Lorin Fortuna,
Rebecca și mulți alții care, Dumnezeu să-i odihnească, chiar au fost niște suflete curate și niște oameni extraordinari. Și să vărsăm un strop de vin și după aia să bem multe pahare de vin pentru în amintirea lor. O să aprindem în primul rând o lumânare și pentru lumânare, ei astăzi seara la Troiță și după aceea. Da. Și sărbători fericite, Crăciun fericit și mulțumim ție. Mulțumim la fel. Și stimați telespectatori, pentru că nu ne mai vedem până la anul, vă urez să vă gândiți că spiritul până la urmă trebuie să prevaleze în tot ceea ce faceți, în toate intențiile voastre. Nu vă lăsați robiți de partea materială, pentru că de cele mai multe ori ne distruge. Asta vorbeam și cu Doru și n-am apucat să vorbim acum. Din păcate, după Revoluție a venit o involuție și mai ales o involuție a spiritului. Dar să dea Dumnezeu ca anul 2018, când se împlinește cel puțin un centenar, se mai împlinește încă unul, dar o să vorbim după Revelion, așa se împlinește deci centenarul României Mari, să dea Dumnezeu să dovedim că într-adevăr suntem o Românie mare ca spirit. La un an nou cu bine!